De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii și astăzi, de la Matei, capitolul 4, versetul 17. Preacucernici părinți consilieri, preacucernici părinți și iubiți frați și surori, cu multă bucurie am venit astăzi, în duminica de după bobotează, ca să fim la liturghie împreună. Și am plecat la cuvântul de învățătură de la acest verset, pe care l-auzim din gura Mântuitorului Iisus Hristos: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Predica noastră o intitulăm așa: dorul după împărăția lui Dumnezeu. Zice cântarea: împărăția ta, o Doamne, o doresc. Și cât de mult, de mult aș vrea în ea să locuiesc. Mântuitorul Iisus Hristos venea de la Iordan, unde a fost botezat de Ioan, a trecut apoi prin muntele Carantania, unde l-a înfruntat pe cel rău, și a sosit în Galileea și s-a așezat în Capernaum. Ne spune Scriptura că ținutul acela al lui Zabulon și al lui Neftalim, ținut cu populația amestecată, năcăjită, să afle mângâierea, să afle mântuirea, să găsească împărăția lui Dumnezeu. Și ei o doreau. Împărăția lui Dumnezeu o dorim cu toții. Împărăția ta, o Doamne, o doresc, și cât de mult, de mult aș vrea în ea să locuiesc. Acum, condiția pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu este pocăința. Pocăința înțeleasă în sensul bun al cuvântului, pentru că acest cuvânt poate fi înțeles și rău. Pocăința nu înseamnă a schimba confesiunea. Pocăința înseamnă întoarcerea cu lacrimi și cu zdrobire de inimă de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și cei ce doresc să ajungă în împărăția lui Dumnezeu fac o pocăință sinceră. Acum, în Sfânta Scriptură, găsim multe locuri în care oamenii care au dorit să o găsească, această împărăție a lui Dumnezeu, au găsit-o. De exemplu, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 2, versetul 9, referitor la această împărăție a lui Dumnezeu, acest loc frumos și de veșnică bucurie, Sfântul Pavel scrie: cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, auziți. Acum vreau să vă spun că încă prorocii Vechiului Testament vorbeau despre această împărăție a lui Dumnezeu în care orice om credincios dorește să ajungă. Iată, de pildă, prorocul Isaia,
în cartea sa, în capitolul 11, încearcă să ne descrie pe puterile noastre de a înțelege care e atmosfera din împărăția lui Dumnezeu, câtă pace, câtă liniște, câtă armonie este acolo. Zice așa, referitor la împărăția lui Dumnezeu, în capul căreia este Domnul Iisus Hristos. Atunci, lupul va locui la oaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară și vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sălășlui la un loc, iar leul ca și boul va mânca paie. Pruncul de țâță se va junca lângă colcușul viperei și în viziunea șarpelui copilașul abia încercat își va întinde mâna sa. Nu va fi nicio nenorocire și niciun prăpăd în tot muntele cel sfânt. A încercat cu cuvinte omenești prorocul Isaia să ne arate atmosfera care va domni și care domnește în împărăția lui Dumnezeu. Și ar mai fi multe alte locuri în Sfânta Scriptură care ne vorbesc nouă despre împărăția lui Dumnezeu. Domnul Hristos, ieșind astăzi la propovăduire, lucrul acesta ne spune: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Acum, este o carte evlavioasă de care frățiile voastre ați auzit. Cartea este intitulată Mântuirea păcătoșilor și a fost scrisă de Agapie Criteanu. Și Agapie Criteanu, fiind un om credincios, a vrut să ne lămurească pe noi cât de bine este în împărăția lui Dumnezeu și că avem dreptate să dorim să ajungem acolo, dorința după împărăția lui Dumnezeu. Și una dintre relatările lui Agapie Criteanu e următoarea. Într-o mănăstire undeva, era un călugăr simpluț, simpluț, dar tare rugător. Și într-o dimineață, ca de altă dată, într-o dimineață, în timpul otreniei, el își punea întrebarea: cum în fața lui Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca ziua de ieri care a trecut? Și medita la aceasta și se ruga. Și ceilalți frați au ieșit din biserică și a rămas numai el. Și rămânând așa în rugăciune, dintr-o dată i se arată un vultur frumos, frumos, care, ciudățenie, nu zbura foarte sus, ci foarte jos, ca să-l poată atinge el. A încercat să-l atingă, dar vulturul s-a dus înainte. El după vultur. A ieșit vulturul pe ușa bisericii, a ieșit și el pe ușa bisericii. Și vulturul a luat-o la dreapta, lângă biserică, unde era o pădurice frumoasă. A mers și el pe vultur. A sosit vulturul într-o poieniță și a început să cânte un cântec care l-a fermecat pe bietul călugăraș. N-a mai auzit niciodată. A căzut în extaz. Și i s-a părut că stă să-l asculte cântând pe vulturi ca la un ceas de vreme. Și după un ceas de vreme și-a zis el: să mă duc la mănăstire, să mă apuc de treabă. Când se duce la mănăstire și dă binețe portarului,
Portarul nu-l mai cunoaște. Cum nu mă cunosc? Eu sunt veșmintarul mănăstirii. Nu te cunosc. Păi stareț este cu tare. Păi nu mai e starețul ăla. Păi economul e cu tare. Nici economul nu mai e acela. Rămân cuprinși de ciudățenie și atunci merg la starețul actual și cer condica mănăstirii și caută numele călugărului acestuia minunat, care a fost fermecat de atmosfera cerească din pădure. Ce-au aflat? Că trăise cu 300 de ani înainte. În fața lui Dumnezeu, în ceas e ca 1000 de ani și 1000 de ani ca ziua de ieri care a trecut. Așa cum s-a simțit în cer călugărul acela minunat, orice creștin care duce o viață frumoasă are nădejdea că încă de aici, de pe pământ, poate trăi foarte frumos, iar atunci când se mută, se mută lângă Domnul Hristos, într-o atmosferă care e frumoasă, așa cum a fost atmosfera acestui călugăr, care a vrut să știe cum la Dumnezeu o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani ca ziua de ieri care a trecut. Și relatări de genul acesta s-ar putea afla multe. În orice caz, Mântuitorul ne spune referitor la împărăția sa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Un lucru nu vreau să uit, după ce bietul călugăr s-a confruntat și a aflat că trăiește acolo de 300 de ani, l-a întrebat starețul, dar ce lucruri bune ai făcut de te-a miluit Dumnezeu și te-a delectat cu această atmosferă de rai 300 de ani? Și răspunde călugărașul, n-am făcut mare lucru, dar am fost ascultător la toată lumea. Ce mi s-a dat să fac, am făcut. Am încercat să le fiu tuturor de folos, pe tot să iubesc, pe tot să-i ajut. Și iată, așa, am ajuns în starea în care am ajuns. Mântuitorul ne zice astăzi nouă, tuturor, vorbindu-ne de împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, ne zice nouă tuturor, ca să fim buni și să trăim în atmosfera împărăției lui Dumnezeu încă de pe pământ, iar când vine ceasul să ne mutăm dincolo, efectiv să intrăm în împărăția cea liniștită, frumoasă, frumoasă și plină de desfătare a Preasfintei Trăimi. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet, iubiți frați și surori, în această zi minunată când Dumnezeu ne-a îngăduit să fim împreună și dorim ca anul care a început, pentru părinții duhovnici și pentru dumneavoastră, pentru tot, să fie plin de bucurii, plin de realizări, atât spirituale cât și materiale. La mulți ani!